No, am stat în curte când a plouat, așa că trebuie să dau microfonul un pic mai jos. În orice asistență, dragi, vreau că s-a avut deosebită plăcere ca să spun câteva cuvinte chiar în finalul acestei monografii, adică o cronică bine pusă la punct, o carte care succede după o monografie scrisă de regătatul meu drag Miloș, Fascinația scenei, care s-a ocupat chiar cu zile de teatru. Îmi trece prin cap un fir de nostalgie din cauza că am fost președinte câțiva ani la zile de teatru, funcția la care m-a moștenit domnul Nicu Ciobanu, pe care l-am convins cu chiu cu vai la Uzin să preia acest rol. Această carte, din aspect grafic și factografic, are o valoare extraordinară. Sunt trecut în Marea Galerie a teatrelor noastre amatoricești o pleiadă de actori. Din păcate, mulți nu mai sunt printre noi. Toate detaliile legate de organizarea acestei manifestări excepționale sunt trecute în cartea respectivă. O mulțime de fotografii, chiar și mai bune decât cele prezentate, adică se repete povestea din cartea respectivă, sunt puse într-o ordine cronologică în cartea care se află în fața dumneavoastră. Din păcate, probabil, desigur, din motive financiare, fotografiile nu sunt în culoare, dar și cele negru-alb își au o valoare inedită. Inopozabil. Având în vedere că am fost și eu mulți ani implicat în această evaluație teatrală la noi, mi-am dat o părere, nu recenzie de genul clasic, să fac critică sau cu cea mai mare plăcere am citit și am răsfoit textul respectiv și fotografiile prezentate în această monografie. Cred că care va fi iubiu dintre noi și tot la viitorii 20 de ani să scrie o astfel de carte, care este o perlă în mozaicul cultural al românilor din Banatul Săgeri, din Vojvodina, o contribuție extraordinară la păstrarea identității culturale ale românilor de pe acest spațiu. Ucrat cu o părăcere înțătoare, vișe cronica, prilog за monografii, malo im nostalgija kod mene prisutna, jer ja sam bio dugo uključen u pozorišne dane, kako se nekad zvala ova pozorišna manifestacija. I zaboravio sam da kažem na rumunskom jeziku, ali nema veze, svi razumeju. Nemci sa ovih prostora koji su bili ovdje do kraja drugog svjetskog rata, imali su obavezu za svakih 10 godina napišu monografiju svog mesta, u kome su živjeli. Ko se rodio, koliko njih se rodilo, koliko je njih umrlo, kada je bila suša, koliko je trajala suša, ako su bile poplave. Upravo ta tradicija je i prisutna u okviru ove manifestacije, da se i na tome zahvalimo autoru, samo sumim domnule autor Dimitrije Mikra, kada je ovdje pus efortul extraordinare. Cel mai mare lucru este să pune la împreună fotografiile respective. Trebuie adunate și puse în ordine, așa cum s-au prezentat spectacole pe parcursul anilor. O să pot drept o carte de căpătăi în cultura noastră a românilor din Vojvodina și o recomand cu cea mai mare plăcere la cititorii și care nu sunt implicați în teatrul amatoricei de la noi. Vă mulțumesc pentru atenție. În această seară, alături de noi, este și actorul teatrului profesionist din Vrășeț, Ionică Cugia, pe care îl invit în scenă.